Duminica trecută, în parcul Taras Șevcenco, a fost evaluată Luna Gurmandului. La festivalul gastronomic Gusturile Cernăuțului au fost declarați învingătorii și au fost propuse vizitatorilor bucate din bucătărie națională a etnicilor care trăiesc în Bucovina. Au fost pregătite mâncăruri ale bucătăriei naționale a românilor, a polonezilor, evreilor, nemților și armenilor. Bucatele propuse vizitatorilor de către reprezentanții diferitor naționalități se aseamănă într-o măsură oricare cu cele ucrainene. Bună oară la masa germană erau clătite, care la prima vedere se asemănau cu cele ucrainene, însă au fost gătite altfel. În clătite a fost adăugată o linguriță de vodcă, ca ele să fie transparente și să nu se fărâme. Prin aceasta se deosebesc clătitele nemțești de cele ucrainene. Aici pe masă vedeți încă multe bucate tradiționale naționale a nemților. I-au ospătat pe vizitatori cu mâncăruri naționale evreii, românii, polonezii și armenii. Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Române din Cernăuți a prezentat bucătărie tradițională românească. Mâncăruri tradiționale românești au fost preparate pe toate gusturile, cu mare iscusință, de către gospodinele Elena Moraru din Godinești și Maria Purici din Ostrița. Lângă fiecare masă stătea câte un ghid culinar. Prima dintre cele mai gustoase feluri de mâncare românești este mămăliga cu brânză și neapărat sărmăluțele, apoi deserturile, pe care neapărat trebuie să le gustați. Și vă propunem și acest vin românesc, care este cel mai bun. La festivalul gastronomic au participat nu numai cernăuțeni, au fost foarte mulți oaspeți ai orașului care pentru prima dată au văzut o astfel de acțiune și ospitalitate deosebită. E atât de frumos aici la voi, iar costumele sunt deosebit de frumoase. Pentru noi e ceva neobișnuit, dar concertele m-au încântat și organizatorii m-au asigurat că încă nu pe toate le-am văzut. Alături de mesele minorităților naționale au fost instalate corturile participanților la Luna Gurmandului. Fiecare doritor putea să guste frigărui, mămăligă cu brânză, salate diferite, băuturi. Între timp, pe scenă erau anunțați participanții și laureații Lunii Gurmandului. Membrilor juriului le-a fost greu să aleagă învingătorul. Fiecare participant s-a pregătit foarte bine pentru festival, au gătit specialități alese și, firește, membrii juriului s-au cam pierdut cu firea, fiind nevoiți să aprecieze cele mai gustoase mâncăruri din această diversitate. Aprecierile au fost făcute după următoarele criterii: prezentare, particularități gustative, asociere de produse, calitatea și rețetele tradiționale sau specifice. Cei mai buni bucătari șefi au fost considerați cei de la restaurantele Charm și Șocoladnei. Deserturile sunt foarte importante, însă direcția noastră principală sunt preparatele din piește și carne. Ele sunt pasiunea mea. Premiul mare a fost înmânat reprezentanților restaurantului Gopacioc, care a întrunit cel mai mare număr de puncte acordate de membrii juriului. Nu este numai victoria restaurantului nostru, este victoria echipei noastre, a bucătăriei ucrainene și tradițiilor ucrainene. Este victoria celor care aleg restaurantul nostru pentru a sărbători diferite evenimente. După ceremonia amânării premiilor, sărbătoarea Gusturile Cernăuțului au continuat cu evoluțiile colectivelor artistice ale copiilor. Formația folclorică Perla a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești a prezentat publicului spectator și vizitatorilor festivalului o cunună de melodii bucovinene, care i-a încântat pe toți, iar aerul era îmbibat de aroma bucatelor alese și tradiționale.